Salutare, bine ați venit la Mate pentru Toți. În tutorial de astăzi ne-am propus să rezolvăm subiectul dat în cadrul examenului de bacalaureat național 2014 la specializarea matematică informatică. Acesta este subiectul. Haideți să tratăm subiect cu subiect. La primul exercițiu ni se solicită să determinăm suma primilor trei termeni ai unei progresii aritmetice, știind că primul termen este 6, cel de-al doilea termen este 12. După cum știm, în cadrul unei progresii aritmetice, dacă efectuăm diferența între doi termeni consecutivi, obținem rația. Concluzie, rația este A2 minus A1, adică 12 minus 6 egal cu 6. Determinăm și al treilea termen. Al treilea termen este A2, al doilea termen adunat cu rația, adică 12 plus 6 egal cu 18. Și în final, dacă determinăm suma primilor trei termeni, obținem 6 plus 12 plus 18. Acești doi termeni împreună, suma lor este 30. 30 cu 6, 36 este suma primilor trei termeni ai progresiei aritmetice. Continuăm. Determinați coordonatele vârful parabolei asociate funcției f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu x pătrat plus 2x plus 4. După cum știm, coordonatele vârfului sunt minus b supra 2a minus delta supra 4a. Identificăm, a este egal cu 1, b este egal cu 2, c este egal cu 4. Delta este b pătrat minus 4ac, adică 2 la pătrat minus 4 ori 1 ori 4, 4 minus 16 egal cu minus 12. Și atunci obținem minus b supra 2a este egal cu b-ul fiind 2, obținem minus 2 supra 2 ori a, adică 2 ori 1, 2, și obținem minus 2 împărțit la 2, minus 1. Iar ordonata vârfului este minus delta supra 4a. Delta fiind minus 2, minus delta ne dă minus 12 supra 4 ori A, adică 4, 12 împărțit la 4, 3. În concluzie, coordonatele vârfului sunt minus 1, abscisa și 3, ordonata. Continuăm. Rezolvați mulțimea în reală ecuația 3 la puterea x minus 1, totul mulțit cu, într-o altă paranteză, 3 la puterea x minus 3 egal cu 0. După cum știm, un produs este 0 dacă unul din cei doi termeni ai produsului sau ambii termeni sunt 0, de aceea vom avea 3 la puterea x minus 1 egal cu 0 și 3 la puterea x minus 3 egal cu 0. Din prima ecuație obținem 3 la puterea x egal cu 0 plus 1, adică 1. 3 la puterea x egal 1 scriem ca fiind 3 la puterea 0, deoarece 3 la puterea 0 este tot 1, și în final deducem că x egal cu 0. Cealaltă ecuație, 3 la puterea x egal cu 0 plus 3, adică 3. 3 putem să scriem 3 la puterea 1 și astfel obținem x egal cu 1. Concluzie, mulțimea soluțiilor acestei ecuații sunt valorile 0 și 1. Continuăm. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numărului natural de două cifre, acesta să conțină cifra 1. Numerele de două cifre, sau mulțimea numerelor din două cifre, este formată din numerele 10, 11 până la 99. Pentru a determina câte numere sunt în această mulțime, scădem din cel mai mare, 99, pe cel mai mic și adunăm cu 1. Și astfel obținem 89 plus 1, sunt 90 de numere de două cifre, 90 de numere naturale. Acum să determinăm numerele, sau mai bine zis, mulțimea numerelor de două cifre care conțin cifra 1. Aceste numere sunt 10, conține cifra 1, 11, observați, apare chiar de două ori cifra 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 nu conține cifra 1, 21 conține cifra 1, 31, 41, 51, 61, 71, 81 și 91. Să vedem câte numere avem de două cifre care conțin cifra 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. În concluzie, probabilitatea va fi egală cu numărul cazurilor favorabile alegerii unui număr ce conține cifra 1. Avem 18 cazuri favorabile, iar numărul de cazuri posibile reprezintă numărul total de numere din mulțimea A, adică 90. Simplificăm prin 9 și obținem 2 pe 10 și încă o dată simplificăm prin 2 și obținem 1 pe 5. În concluzie, probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numărelor naturale de două cifre, acesta să conțină cifra 1, este 1 pe 5. Continuăm. Se consideră triunghiul echilateral ABC cu AB egal cu 2. Calculați lungimea vectorului AB plus BC. Pentru acest lucru să desenăm un triunghi echilateral. Triunghiul echilateral, după cum știm, are toate laturile congruente. Să notăm ABC. Deoarece avem această sumă dintre cei doi vectori, vectorul AB este acesta, iar vectorul BC este acesta. Dacă aplicăm regula triunghiului, obținem că AB, vectorul AB plus vectorul BC este egal, conform regulii triunghiului, cu vectorul ce închide acest triunghi, adică este egal cu vectorul AC. În concluzie, lungimea vectorului AB plus BC este de fapt lungimea vectorului AC. Dar cum triunghiul era echilateral și avea toate laturile cu lungimea 2, în concluzie, lungimea vectorului AC este egală cu 2. Continuăm. Calculați area triunghiului isoscel ABC știind că A egal pi pe 2 și AC egal cu 4. Deoarece A egal cu pi pe 2, deducem că triunghiul este dreptunghic în A și are catetele congruente, deoarece este un triunghi isoscel. Să desenăm un triunghi dreptunghic isoscel. Notăm vârfurile. Unghiul A este de 90 de grade, BC. AC având lungimea 4 și triunghiul fiind isoscel, deducem că și cealaltă catetă este 4 și atunci area triunghiului ABC, fiind triunghi isoscel, după cum știm, formula este cateta 1 ori cateta 2 supra 2, adică 4 ori 4 supra 2, simplificăm prin 2 și obținem 2 ori 4, 8, este area triunghiului isoscel ABC. Continuăm. Se consideră matricea ADA egal cu, avem această matrice cu 3 linii, 3 coloane, unde A este un număr real. Arătați că determinant de A de 0 egal cu 8. Calculăm întâi A de 0. Și pentru a câștiga timp, vom scrie direct, deci determinant va fi A de 0 este matricea în care înlocuim aici A cu 0 și atunci obținem în final determinantul 2, 0, 0. 2, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2. Efectuăm calculul acestui determinant aplicând regula triunghiului, 2 ori 2 ori 2, 8, iar toți ceilalți termeni sunt 0. De aceea rezultatul, determinantul matricei A de 0 este 8. Punctul B. Determinați numele reale pentru care determinant de A de A este egal cu 0. Determinant de A de A, de fapt, înseamnă determinantul acestei matrici,
2, A, 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 2, 2, A, A și 2. Iarăși aplicăm regula triunghiului. 2 ori 2 ori 2, 8. A ori 2 ori A plus 2 A pătrat. A ori A ori A plus A la a treia. Minus A ori 2 ori A minus 2 A pătrat. A ori 2 ori 2 minus 4 A. A ori A ori 2 minus 2 A pătrat. 2 A pătrat și minus 2 A pătrat se reduc. Și atunci, valoarea acestui determinant este A la a treia, minus 2 A pătrat, minus 4 A plus 8 și egalăm cu 0. Pentru a rezolva această ecuație, vom grupa termenii 2 câte 2. Din primii doi termeni dăm factor comun pe A pătrat și obținem A pătrat pe lângă A minus 2. Iar din următorii doi termeni dăm factor comun pe minus 4 pe lângă A minus 2. Dăm factor comun încă o dată paranteza A minus 2 pe lângă A pătrat minus 4. Egal cu 0. Descompunem în factori. Expresia a pătrat minus 4 se mai scrie a pătrat minus 2 la a doua, adică se poate scrie a minus 2 pe lângă a plus 2, egal cu 0, adică în final obținem a minus 2 totul a pătrat, ori a plus 2 egal cu 0. Așa cum am văzut și în cadrul altui exercițiu, pentru ca produsul să fie 0, egalăm fiecare expresie de aici cu 0 și obținem odată a minus 2 egal cu 0 și a plus 2 egal cu 0. Din prima rezultă A egal cu 2, în a doua A egal cu minus 2. În concluzie, numerele reale pentru care determinant de A de A egal cu 0, aceste numere sunt 2, respectiv minus 2. Și ultimul exercițiu, determinați matricea X, o matrice care are 3 linii și o singură coloană, știind că A de 1 ori X egal cu această matrice. Să ștergem. Vom înlocui. A de 1 înseamnă că trebuie să înlocuim valoarea aici, valoarea lui A cu 1 și vom obține 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Ori, X este matricea X, Y, Z egal cu matricea 4, 5, 4. Dacă efectuăm înmulțirea aici, obținem 2 ori X plus 1 ori Y plus 1 ori Z. 1 ori X plus 2 ori Y, 2Y plus 2 ori Z. Și 1 ori X plus 1 ori Y plus 2 ori Z. Și este egal cu matricea 4, 5, 4. Evident, cele două matrici sunt egale dacă elementele corespunzătoare sunt egale și astfel obținem un sistem 2X plus Y plus Z egal cu 4, X plus 2Y plus 2Z egal cu 5 și X plus Y plus 2Z egal cu 4. Pentru a rezolva acest sistem, procedăm astfel. Scriem întâi matricea asociată acestui sistem, matricea 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Iar matricea extinsă va fi 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 4. Să determinăm întâi rangul matricii A. Pentru acest lucru căutăm un minor de ordin 3. Dacă vom calcula determinantul corespunzător matricii A, obținem 2 ori 2 ori 2, 8, plus 1 ori 2 ori 1, 2, plus 1 ori 1 ori 1, 1, minus 1 ori 2 ori 1, 2, minus 1 ori 1 ori 2, minus 2 și 1 ori 2 ori 2 minus 4. Suma aici este 11 minus 8 și obținem 3. Ceea ce înseamnă că
că rangul matricei A este 3, deoarece am găsit un minor de ordin 3 diferit de 0. Evident, și rangul matricei extinse va fi tot 3, deoarece conține un minor de ordin 3, egal cu rangul matricei extinse. Și atunci, conform teoremei lui Kronecker-Capelli, rezultă că sistemul este compatibil determinat, adică are soluție unică, iar soluția o găsim folosind metoda lui Cramer, și anume x egal cu delta x supra delta, unde delta x este matricea care se obține din matricea A, iar prima coloană o înlocuim cu această coloană de aici și obținem 4, 5, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Determinăm valoarea determinantului, 4 ori 2 ori 2, 16, 1 ori 2 ori 4, 8, 5 ori 1 ori 1, 5, minus 8, minus 8, minus 10. 8 și minus 8 se reduc și obținem 21 minus 18 egal cu 3. De unde deducem că delta x va fi delta x, adică 3, iar delta este valoarea acestui determinant, era tot 3 valoarea, și astfel am găsit valoarea lui x, 3 supra 3 egal cu 1. Calculăm delta y, vom lăsa prima coloană neschimbată, a doua coloană o înlocuim cu aceste valori, 4, 5, 4, 1, 2, 2. Calculăm, obținem 20 plus 8 plus 4, minus 5, minus 16, minus 4. Plus 4 minus 4 se reduc, obținem 28, aici trebuia minus 8, deoarece produsul 1 ori 4 ori 2 este minus 8, minus 8 și plus 8 se reduc, 20 cu 4 obținem 24, minus 5, minus 16, minus 21. Și evident obținem tot același rezultat, 3. De unde deducem că y este delta y supra delta, adică 3 supra 3 egal cu 1. Analog calculăm delta z, vom obține 2, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 5, 4. 16 plus 5 plus 4 minus 8 minus 10 minus 4. Să vedem cât obținem. 21 minus 18, iarăși obținem 3. Deci z va fi delta z supra delta, 3 supra 3 egal cu 1. Astfel am obținut x-ul este 1, y-ul este 1, z este 1. Și atunci, matricea x, în final, am să scriu aici, x era matricea formată în elementele 1, 1, 1. Continuăm. Se consideră x1, x2, x3 rădăcinile polinomului f, unde m este un număr real. Calculați f de 1. F de 1 va fi egal cu, înlocuim în locul lui x, trecem valoarea 1 și obținem 1 la puterea 3 a 1, 1 la pătrat 1, minus 2 ori 1, minus 2, 3 ori 1, 3, plus m. 1 și cu 3, 4, 4 minus 2, 2, 2 plus m, sau altfel scris, m plus 2. Arătați că x1 la pătrat plus x2 la pătrat plus x3 la pătrat este minus 2. Vom scrie întâi relație lui Viet, x1 plus x2 plus x3, după cum știm, este minus b supra a, b-ul fi minus 2, minus minus 2 obținem 2,
supra A fiind 1, nu mai scriem supra 1, deoarece 2 supra 1 face 2. Mai știm că x1 ori x2 plus x1 ori x3 plus x2 ori x3 egal cu c supra A, c fiind 3, 3 supra 1 obținem 3, și mai avem x1 ori x2 ori x3 egal cu minus d supra A, d fiind m, obținem minus m supra 1, adică minus m. Pentru a demonstra această egalitate de aici, vom folosi relația x1 plus x2 plus x3 totul la pătrat. Știm că este egal cu x1 la pătrat plus x2 la pătrat plus x3 la pătrat plus 2x1 x2 plus 2x1 x3 plus 2x1 x2 x3. Înlocuim. Suma aceasta era 2. 2 la pătrat egal cu 4. Aceasta este expresia de aici. Această expresie să o notăm cu A. Plus, aici putem să dăm factor comun pe 2. Haideți să scriem aici că am notat. Notăm x1 pătrat, x1 la pătrat plus x2 la pătrat plus x3 la pătrat. Am notat cu A. Dăm factor comun pe 2, pe lângă x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3. 4 egal cu A plus 2, iar această sumă de aici este 3. Deci obținem 2 ori 3. În concluzie, A plus 6 egal cu 4, A egal cu 4 minus 6, A egal cu minus 2. Și în felul acesta am demonstrat că suma acestor pătrate este minus 2. Punctul C. Trebuie să determinăm numărul real m, astfel încât să aibă loc această egalitate. Cum rezolvăm? X1 fiind o rădăcină a acestui polinom, deducem că dacă în acest polinom înlocuim x, în locul lui x punem x1, valoarea va fi 0, de aceea vom scrie x1 la a treia minus 2x1 la pătrat plus 3x1 plus m egal cu 0, deoarece x1 este o rădăcină a acestui polinom. Analog pentru x2, 2x2 la pătrat plus 3x2 plus m egal cu 0 și x3 la a treia plus 2x3 la pătrat plus 3x3 plus m egal cu 0. Efectuăm adunarea pe verticală. Dacă facem efectuăm această sumă, obținem, așa cum este specificat aici, valoarea 8. Din ceilalți termeni, dacă am scrie minus 2x1 la pătrat, minus 2x2 la pătrat, minus 2x3 la pătrat și am dat factor comun minus 2, am obține minus 2 pe lângă suma acestor termeni de aici. Haideți să scriu ca să se vadă mai clar. X2 la pătrat plus X3 la pătrat. Aici, dacă efectuăm suma și dăm factor comun pe 3, obținem 3 pe lângă X1 plus X2 plus X3. Iar aici, dacă adunăm pe M de 3 ori, obținem 3M. Egal cu 0 plus 0 plus 0, 0. Această sumă de pătrate am arătat mai devreme că este minus 2 și vom obține 8. Minus 2 de aici și minus 2 de aici, înmulțirea obținem plus 4. Această sumă de aici era, am găsit-o mai devreme, era 2. 3 ori 2, 6. Plus 3m, egal cu 0. Obținem aici 18. În concluzie, 3m, egal cu 0 minus 18, adică minus 18. M egal cu minus 18 pe 3, M egal cu minus 6. Concluzia, numărul real M pentru care are loc această egalitate este M egal cu minus 6. Continuăm.
se consideră funcția f definită pe 0, intervalul 0 deschis plus infinit cu valori în R, f de x egal cu logaritmul natural din x supra x. Ne cere să arătăm că f derivat în x este egal, derivata acestei funcții are această formă. După cum știm, reamintesc, dacă avem o funcție, o fracție și dorim să o derivăm, aplicăm o formulă f derivat ori g minus f ori g derivat supra g pătrat. Asta trebuie să facem și noi acum. F derivat în x egal cu derivata, funcția de sus joacă rolul lui f de aici, iar funcția de jos joacă rolul lui g de aici. De aceea vom scrie logaritm natural din x derivat ori x minus logaritm natural din x, și a trebuit să scriu ori x derivat, dar am să scriu x derivat în față, supra pătratul funcției de jos, adică x pătrat. Obținem logaritm natural din x, știm că este 1 pe x, iar 1 pe x ori x se simplifică x cu x și obținem 1 minus x derivat este 1, 1 ori logaritm natural din x, obținem logaritm natural din x supra x pătrat. Și astfel am arătat că derivata acestei funcții are forma dată aici. La punctul B, pentru a determina ecuația asimptotei spre plus infinit, calculăm limită când x tinde la plus infinit din f de x. Egal cu limită x tinde la plus infinit din logaritm natural din x supra x. Când trecem la limită, obținem plus infinit pe plus infinit. Caz exceptat, aplicăm teorema lui L'Hôpital. Sus, dacă derivăm, obținem 1 supra x, iar jos, dacă derivăm, este 1. De aceea, 1 pe x supra 1, rezultatul acestui calcul este 1 pe x. Acum, trecând la limită, 1 supra plus infinit, limita este 0 și astfel am obținut y egal cu 0, este asimptotă orizontală spre plus infinit la graficul funcției f. Și punctul C, pentru a demonstra această inegalitate, vom determina semnul derivatei întâi. Pentru început vom scrie aici x, aici 0 plus infinit. Derivata întâi era aceasta. Vom scrie numărătorul 1 minus logaritm natural din x, numitorul x pătrat, f derivat în x, iar jos vom scrie și f de x. Dacă egalăm cu 0, vom obține 1 egal cu logaritm natural din x, sau altfel scris logaritm natural din x egal cu 1. În locul lui 1 vom scrie logaritm natural din y, de unde rezultă că x egal cu y. Y-ul îl trecem aici. Valoarea numărătorului pentru x egal cu y este 0. Pentru a determina semnul, luăm o valoare intermediară aici, de exemplu valoarea 1. Logaritm natural din 1 este 0. 1 minus 0 obținem 1, e pozitiv, de aceea o să trecem aici plus. Iar pe celălalt interval, de exemplu, vom lua e pătrat, este mai mare decât e. Logaritm natural din e pătrat, dacă folosim proprietatea învățată la logaritm, puterea cade în față, vom obține 2 logaritm natural din e. Logaritm natural din e este 1, 2 ori 1 egal cu 2. De aceea aici obținem 1 minus 2 minus 1, vom obține o valoare negativă. X pătrat va fi tot timpul pozitiv, orice număr la pătrat mai mare sau egal decât 0, iar raportul dintre numărător și numitor, f derivat în y va fi 0, deoarece numărătorul este 0, iar semnul plus pe plus obținem plus, respectiv minus. Calculăm f de y,
f de e, dacă înlocuim în funcția noastră, obținem logarit natural din e supra e, adică 1 pe e. Funcția pe intervalul 0 deschis e este o funcție crescătoare, deoarece derivata este aici pozitivă și pe celălalt interval este descrescătoare. Deoarece valorile funcției cresc până la 1 pe e și apoi scad, deducem că x egal cu e este un punct de maxim, iar cea mai mare valoare pe care o poate lua funcția noastră este 1 pe e. În concluzie, dacă această valoare este valoarea maximă, deducem că f de x este mai mic sau egal decât 1 pe e, deoarece funcția noastră nu poate lua o valoare mai mare de 1 pe e. Oricare ar fi, x aparține intervalului 0 deschis plus infinit. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu x pătrat plus x plus 1. Să arătăm că integrala de la 0 la 1 din f de x de x este egal cu, este egal această integrală cu 11 supra 6. Vom scrie integrală de la 0 la 1 din x pătrat plus x plus 1 de x. Desfacem mai multe integrale, vom obține integrala de la 0 la 1 din x pătrat de x plus integrala de la 0 la 1 din x de x plus integrala de la 0 la 1 din dx. Egal mai departe, integrala din x pătrat este x la 3 asupra 3 de la 0 la 1 plus integrala din x este x pătrat supra 2 de la 0 la 1. Integrala din 1 de x este x de la 0 la 1. Dacă înlocuim întâi cu valoarea de sus, obținem 1 la 3-a 1 pe 3, minus, dacă înlocuim cu 0, obținem 0, de aceea nu mai scriu, plus, analog aici, dacă înlocuim cu 1, obținem 1 la pătrat 1 supra 2, minus, dacă înlocuim cu 0, obținem 0, plus 1 minus 0. Aici scriem supra 1, numitorul comun este 6, amplificăm aici cu 2, aici cu 3, aici cu 6 și obținem 2 pe 6 plus 3 pe 6 plus 6 pe 6, adică rezultatul este 11 pe 6. Și am demonstrat că valoarea acestei integrale este 11 pe 6. Pentru al doilea exercițiu, deoarece ne cere să demonstrăm, să arătăm că are loc această inegalitate. Această inegalitate este echivalentă cu n plus 1 minus n mai mic sau egal decât 0. N plus 1 se obține înlocuind în această integrală n-ul cu n plus 1, de aceea vom obține integrala de la 0 la 1 din x la n plus 1 supra x pătrat plus x plus 1 era funcția noastră de x minus integrat la 0 la 1 din x la n supra x pătrat plus x plus 1 de x mai mic sau egal decât 0. Putem să scriem tot ce este aici sub forma unei singure integrale. Avem același numitor, vom putea da factor comun pe x la n pe lângă x minus 1 supra x pătrat plus x plus 1 de x mai mic sau egal decât 0. Deoarece x, sau mai bine zis pentru x, aparține intervalului închis la capete 0, 1, x la puterea n va fi mai mare sau egal decât 0 pentru orice număr natural n-ul, oricare ar fi n aparține lui n stelat. Tot așa, x minus 1, dacă x aparține intervalului 0, 1, x minus 1 va fi mai mic sau egal decât 0, iar numitorul, x pătrat plus x plus 1, fiind o funcție, o putem interpreta această expresie ca fiind o funcție de gradul 2, delta este negativ, după cum știm, semnul este dat de semnul ia pozitiv, de aceea valorile acestei funcții de grad 2 sunt strict mai mari ca 0, oricare ar fi x real, inclusiv
în consecință și pentru valori ale lui x în intervalul 0 închis, 1 închis. În concluzie, dacă analizăm toată această funcție, valoarea lui x la n de aici este mai mare sau egal decât 0, valoarea lui x minus 1 este mai mică sau egal decât 0, un număr mai mare sau egal decât 0, mulțit cu un număr mai mic sau egal decât 0, deducem că numărătorul este mai mic sau egal decât 0, numitorul fiind strict mai mare decât 0, deducem că toată fracția este, ia valori mai mici sau egale decât 0. Adică, să scriem aici, x la n pe lângă x minus 1 supra x pătrat plus x plus 1, mai mic sau egal decât 0, oricare ar fi x, aparține intervalul 0, 1. Această funcție fiind o funcție continuă și valorile sale sunt mai mici sau egale decât 0, deducem din proprietățile integralei definite că și integrala de la 0 la 1 din această funcție, x la n pe lângă x minus 1 supra x pătrat plus x plus 1, această integrală va fi mai mică sau egal decât 0, adică noi am notat această integrală ca fiind, observați, n plus 1 minus n. N plus 1 minus n mai mic sau egal decât 0 rezultă n plus 1 mai mic sau egal decât n pentru orice număr natural nenul n. Și în final, punctul C, să șterg întâi aici. Determinați numărul real pozitiv A, știind că integrala de la 0 la A din 2x plus 1 supra f de x egal cu logaritm din 3. Vom scrie integrala de la 0 la A din 2x plus 1 supra f de x era x pătrat plus x plus 1. De x. Notăm numitorul cu t, derivăm, aici derivat în raport cu x obținem 2x plus 1 de x egal cu dt. Dacă aplicăm schimbarea de variabilă și anume numitorul, totul de i se va raporta la t, valorile limite de integrare se vor schimba când x-ul ia valoarea 0, t-ul va fi 1 aici, iar sus va fi a pătrat plus a plus 1. 2x plus 1 de x este de fapt de t supra t, deoarece x pătrat plus x plus 1 l-am mutat cu t. Observăm că integrală din 1 supra t, știm că este logaritm natural din t, de la 1 la a pătrat plus a plus 1, și obținem logaritm natural din a pătrat plus a plus 1, minus logaritm din, natural din 1, dar știm că este 0. În concluzie, valoarea acestei integrale este acest număr și egalăm cu logaritm natural din 3. Deci logaritm natural din a pătrat plus a plus 1 egal cu logaritm natural din 3. Și am ajuns astfel la o ecuație. Valoarea de aici este sigur mai mare decât 0, adică această ecuație cu logaritm sigur există, deoarece delta fi negativ pentru funcția asta de gradul 2 se dă semnul lui ea și tot timpul vom obține valori pozitive, strict mai mari decât 0. Pentru a rezolva, egalăm a pătrat plus a plus 1 cu 3, a pătrat plus a 1 minus 3 obține minus 2 egal cu 0, delta egal cu b pătrat 1 minus ori minus plus 4 ori 2, 8, obținem 9, și atunci a 1, 2 egal cu minus b, adică minus 1, plus sau minus radical din delta, adică din 9 obținem 3, supra 2 ori a, adică 2 ori 1, 2. A 1 va fi minus 1 plus 3 supra 2, adică 2 pe 2, adică 1,
și A2 va fi minus 1 minus 3 supra 2, adică minus 4 pe 2, adică minus 2. Dar, deoarece A trebuie să fie mai mare decât 0, deducem că singura valoare care ne convine, de fapt se specifică și aici, determinați numărul real pozitiv. În concluzie, numărul căutat sau valoarea lui A pentru care are loc această egalitate este numărul A, trebuie să ia neapărat valoarea 1. Și în felul acesta am terminat de rezolvat și ultimul exercițiu. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!